da se zicem și în seara aceasta, încă o dată, părinii mulți și împreună, slăbit și binecuvântat să fie Mântuitorul nostru. În numele Căruia suntem în această seară, în numele Căruia cântăm, în numele Căruia ne rugăm și al cărui cuvânt îl ascultăm. Amin. Amin. Domnul să ne dea inimi ascultătoare și cuvântul Domnului să fie și astăzi, așa cum este el de fapt viu și lucrător, dar totul depinde de viața noastră, de inima noastră, dacă vrem că El să lucreze în noi. Și Domnul să facă aceasta în fiecare dintre noi. Suntem în preajma sărbătorilor și ne plac sărbătoarea nașterii Domnului, ne place această sărbătoare în mod deosebit și parcă și fețele se înseminează și cântările sunt mai vioare și e frumos. E frumos ca să lăudăm pe Dumnezeu și e frumos ca să proclamăm acest plan extraordinar al salvării pe care Dumnezeu a realizat-o pentru noi. Noi suntem aici și beneficiem de acest plan dus la îndeplinire. Domnul Iisus Hristos i-a iubit și iubește pe ei până la capăt. Domnul Iisus Hristos a mers până la capăt. Și Domnul Iisus Hristos privește la noi să vadă dacă și noi vrem să mergem până la capăt. Ar fi fost simplu pentru Dumnezeu dacă planul salvării depindea doar de El și nu implica omenirea. Nu era simplu ca Dumnezeu să anunțe vestirea nașterii Domnului Iisus printr-un înger, așa cum a venit la Maria, așa cum a venit la Zaharia, așa cum au venit la păstorii din Iesca Betlehemului. Nu era mai simplu pentru Dumnezeu să apară un înger care putea să străbată tot pământul, ceea ce va face la sfârșitul veacului. Spune că îngerii vor ieși și vor aduna pe aleșii Domnului. Era simplu. Nu mai intra în calcul, în socoteala lui Dumnezeu, oamenii. Nu era simplu ca să vină Domnul Iisus și să aducă prin această lucrare de jertfă la Calvar, să aducă mântuire pentru toți oamenii și mesajul mântuirii să fie ca și un firmament pe cer, să rămână valabil până la venirea Domnului Iisus și cei care vor să intre în acest plan să aibă posibilitatea, așa cum arca lui Noe era mărturie în fiecare zi vizibil în fața oamenilor și alegeau să se înscrie sau să se abțină sau să batjocorească. Da. Ceea ce parcă spune noi complică lucrurile e că Dumnezeu a ales altfel ca să ducă mântuirea pe pământ. Și a durat câteva milenii ca să pregătească un popor în care Domnul Iisus să se nască. Începând din grădina Eden, Dumnezeu a dat acea promisiune și a avut de-a face cu persoane, oameni care și-au dorit viața lor lui Dumnezeu, oameni care au zis, iată-mă, așa cum a spus Isaia, când a văzut slava lui Dumnezeu, a zis, iată-mă, trimite-mă. Ne gândim la Avram, ne gândim la mari oameni din Sfânta Scriptură, la Moise, ne gândim și s-a vorbit azi dimineața aici de David, de Solomon și este, dacă vom citi chiar în acea genealogie a Domnului Iisus, din care s-a întrupat Domnul Iisus, vom vedea oameni care au fost parte la acest plan și privim la ei ca la niște giganți și de multe ori admirăm. Poate în alte situații ne uităm în viața lor și vedem că sopa sunt probleme. Acești oameni au fost oameni în carne și oasă ca și noi. Oameni care s-au confruntat cu aceleași probleme ca și noi. Oameni care au avut îndoieli. Și în seara aceasta, în mod deosebit, aș vrea să vorbim despre acest aspect din viața noastră. Îndoiala care de multe ori ne paște, de multe ori ne cercetează inima. Ne confruntăm cu îndoială. Începând din frage de copilărie, părintele, ca să îmbucure pe copil, îi face o promisiune și o face de multe ori, le facem așa că sunt gratuite, nu? E ușor ca să faci promisiuni la copii atunci când ești într-un moment de cumpără și repede să știi că închizi gura automat. Cu cât e promisiunea mai mare, cu atâta copilul tace mai repede. Și probabil că s-a întâmplat. Dar copilul e receptiv la acea promisiune și parcă o vânează. Dacă cumva reușește, într-un moment sensibil din viață să smulgă ceea ce își dorește. Dar acel copil care a primit acea promisiune, de nou uită, îl urmărește. Imaginați-vă ca și părinții. Să știi că ai promis.
să știi că va trebui să ții de cuvânt, dar să nu spui nimic copilului. Și să treacă o săptămână, două, trei, patru, să treacă un an. Ce-ar fi mintea copilului? Nu cred că aștept atât. Repetea bombardaj, că tati mi-ai promis și nu scapi, ca și părinte. Și dacă cumva încerci să o scoți pe altă așa ușă, îți spune că ești mincinos. Dar îndoiala se strecoară începând din fragedă copilărie. Îndoiala se strecoară la toate nivelurile, la locul așteptările care le avem poate de la superiorii noștri, promisiuni făcute, așteptări în familie și promisiuni făcute, dar care sunt urmate de atâtea ori de acest sentiment de îndoială, de neîncredere. În această seară, aș vrea să privim la acest om, un om extraordinar, dar un om ca și noi, pe care îl chema Zaharia, care era căsătorit cu o femeie pe nume Elisabeta. Anii s-au scurs în viața acestor oameni și ceea ce este foarte interesant să vedem la viața lor, că au fost niște oameni credincioși care au urmat legile Domnului, poruncile Domnului. Fiind în poporul Israel, a fost dată o lege. Oamenii, poporul Israel, s-au schimbat în cursul istoriei și, dacă ne ducem aminte, au trecut prin situații grele. Robia egipteană, 400 de ani într-o țară străină, tu, poporul lui Dumnezeu, cu promisiune, Avram a primit promisiune și Dumnezeu i-a spus lui Avram, 400 de ani va fi sămânța ta străină în altă țară, roabă. Și acum întrebări. De ce? De ce trebuie să trecem prin acest tratament al lui Dumnezeu dacă noi suntem urmașii lui Avram, poporul lui Dumnezeu? De ce metoda aceasta lui Dumnezeu? Și oamenii au fost foarte de multe ori bulversați în acea perioadă. Dar perioadele s-au scurs. Dacă ne aducem aminte că nu doar robia egipteană, la un moment dat, au trebuit să ajungă din nou în robie, din cauza neascultării lor. Dar Dumnezeu totdeauna avea acel plan în față care trebuia să aducă la îndeplinire, să realizeze prin ajutorul oamenilor, prin oameni. Dumnezeu privea și vrea să vadă niște oameni gata care să-L aștepte să fie pregătiți pentru venirea Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu avea ceasul bine fixat și ceasul lui Dumnezeu nu dă greș, este un ceas exact precis. Și a trebuit din nou să fie duși în robie în Babilon. Din nou, parcă totul s-a murit în fața lor. Imaginați-vă câte momente de îndoială, de neîncredere în Dumnezeu a traversat acest popor. Și din nou au revenit în țara lor, au încercat să reconstruiască ceea ce a fost distrus. Și din nou ajung sub cotropire și sub dominație romană. În acest context, să zic, istoric și politic se afla poporul Israel atunci când Zaharia are această descoperire, acest mesaj din partea lui Dumnezeu. Nu e ușor. Ca să vezi pe cursul istoriei și totuși să nu-ți pierzi speranțele. Acest Zaharia, nu doar că privind în jur nu vedea speranță și la dimineață s-a vorbit aici despre întunericul care parcă domina această națiune unde trebuia să fie slava Domnului. Să nu vorbim de neamuri, de celelalte popoare unde diavolul era la el acasă. În acest context istoric, ne uităm puțin și în templu, în viața religioasă a oamenilor. Era bine. Și e bine că Dumnezeu privește aici în Moreal și vede că un grup de credincioși, o mână de oameni, sunt sinceri, sunt devotați, sunt consacrați, cu adevărat au același scop, același cel comun. Și Dumnezeu se bucură și zice, ăsta e poporul meu. Și aș m-aș bucura Dumnezeu să vadă lucrul acesta și noi să realizăm acest lucru ca să atragem bucuria stăpânului nostru, a împăratului nostru. Amin? Amin. Da. Privind la viața religioasă poporului Israel, era corupție, era dezinteres, căsătorii străine. Cuvântul lui Dumnezeu a fost pus deoparte. Casa lui Dumnezeu a fost parte așa lăsată în uitare, se făcea totul din inerție, în cea mai mare parte. Și erau mulți preoți. Zicea cineva, în jur de 18.000 de preoți, nu leviți, preoți, care erau parte la această perioadă. Plus că
serviciu, rândul, nu venea cum vine aici în Moreau, spunea fratele Mâncea. A spus că aici vine cam repede de servici ca să slujim Domnului într-un fel sau altul. Acolo, un preot stătea la rând, pentru că David a organizat această ceată de preoți în 24 de cete. De aceea în textul nostru spune că i-a ieșit la sorți lui Zaharia să intre și să aducă acea slujbă de tămâiere în locul sfânt. Nu era acolo cu alții oameni, era el aducea acolo acea jertfă, acea tămâie înaintea lui Dumnezeu. Dar cei mai mulți, cu tristețe, erau deja oameni care se depărtase de Dumnezeu. Și poporul privea și voia repere. Poporul era, așa cum l-a văzut Domnul Iisus, ca și niște oi risipite care n-aveau păstor. Și îmi imaginez pe acest om Zaharia, ajunge la vârstă înaintată, un bătrân pe care cei mai mulți, poate din jurul lui, poate din templu, nu tădeau doi bani, nu tădeau mare lucru. De ce? I s-a dus cariera, îmi spune noi. Cine știe dacă a mai reușit el vreodată să iasă, să fie tras la sorți, ca să slujească Domnul și în felul acesta, pentru că făcea parte din semințeanul Levi de Maimor, făcea parte din casa lui Aron, care era desemnată pentru această slujbă a preoților. Ce făceau preoții? Erau niște ambasadori, să zicem, al lui Dumnezeu pe pământ. Ei intermediau pe ceilalți, în celelalte seminții, înaintea lui Dumnezeu. Aduceau jertfele, îi învățau, făceau toate lucrurile care nu toți puteau să le facă. Și acest om, Zaharia, ajunge la această vârstă înaintată și am putea să privim în urma vieții lui și să, dacă am putea să-l întrebăm, mai ai speranță? S-a scurs o viață? Te uiți în jurul tău, vrei cei mai mulți? Poate s-au depărtat. Ai vrea ca să vezi că lucrarea lui Dumnezeu propășește și se menține. Tu cauți să rămâi credincios. Mai sunt câțiva care caută să rămână credincios, dar cei mai mulți au uitat de adevărata semnificația cuvântului lui Dumnezeu a Scripturilor. Și își vede fiecare de treaba lui și, ba mai mult, folosește cu alte scopuri lucrarea lui Dumnezeu care se cerea, se voia să fie una desăvârșită. Și acest om putea să-și pună întrebare, oare nu-i prea târziu pentru mine ca eu să mai fiu parte din planul lui Dumnezeu? Oare nu a trecut pe lângă mine trenul șanselor? Trenul în care eu să pot să urc și să văd ochii mei împlinindu-se promisiunea lui Dumnezeu? Și sunt convins și din cuvântul citit în această seară vom vedea că acest om s-a confruntat puternic cu acest sentiment de îndoială. Și de ce? Pentru că noi venim la adunare și de multe ori tineri și noi învățați de părinți venim și la prima vedere am zice că toți sunt credincioși. Am zice că toți merg spre cer. Cântă, rugăciune, se vestește cuvântul, păi da, ce altă atmosferă îți trebuie? Aceeași atmosferă era la templu, dragii mei. Era cuvântul citit. Mereau preoții, se făceau slujbe, ritualurile. Ceremonia era acolo, dar nu mai era prezența Domnului. Și în mod deosebit, ceea ce își dorea Zaharia, să vadă prezența Domnului în viața lui. El cu soția lui, din tinerețe, au avut visuri. Printre visele lor, cu siguranță a fost unul care nu li s-a împlinit și era acesta, înainte, cu picioare de plapă, zicem. Își dorea urmași. Ca să n-ai copii în acea vreme, era privită ca și o, ca un blestem din partea lui Dumnezeu. Ca și cum ai făcut ceva, un păcat mare și Dumnezeu, pur și simplu, nici nu mai te-a în socoteală. Ești ieșit din evidența lui Dumnezeu. Și au profitat cei din jurul Zaharia și a Elisabetei să-i oferească. Pentru că vedem aceasta din ceea ce a spus Elisabeta, să ascunde tot 5 luni. Și cred că nu m-a slăbea pe Domnul. Pentru că a văzut în sfârșit în viața lor, pe experiența lor proprie, că Dumnezeu încă este în control, că Dumnezeu este activ în viața poporului, că Dumnezeu încă ascultă rugăciunile și spune aici în versetul 25. Iată ce ne-a făcut Domnul, spune Elisabeta, când și-a aruncat ochii spre mine. Vă imaginați? Ei își dădeau seama sau își imaginau că Dumnezeu deja nici nu mai au ochii ațintiți asupra lor. Și asta face, dragii mei, evaluarea noastră greșită.
și valoarea celor din jur ne aduce în această stare de descurajare, de deznădejde, de îndoială, în care să ne mai dorim că suntem ai Domnului, să ne mai dorim că suntem pe calea Domnului, să ne mai dorim de iubirea lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu în viața noastră. Pentru că ni se pare că Dumnezeu nu mai ne răspunde la rugăciune. Poate avem rugăciuni care le ducem de ani de zile. Poate avem dorințe și vise care s-au năruit. Poate avem așteptări. Poate chiar de la Dumnezeu am vrea să lucreze într-un fel în care noi ne așteptăm. Și dacă Dumnezeu nu lucrează așa, gata, spune că Dumnezeu și-a luat-o cât de pe noi. Dumnezeu nu mai ne are în vizorul Lui. Nu mai avem importanță, nu mai avem preț în ochii lui Dumnezeu. Probabil că prin aceste stări trecea Elisabeta și Zaharia. Au ajuns la culmea disperării și ceea ce a trebuit să învețe prin acea prezentare a mesagerului Dumnezeu al Îngerului, că niciodată nu prea târziu ca Dumnezeu să te includă în planul. Indiferent cât ți se pare de imposibil, indiferent cât ți se pare că cerul tace, perioada în care Dumnezeu n-a mai vorbit a fost de aproximativ 400 de ani și fratele se spunea azi dimineață despre acea perioadă cruntă de așteptare. E așteptarea un salvator, dar dacă nu mai venea. Și zilele noastre sunt aidoma, cum spunea Domnul Iisus, a acelor zile, în care parcă așteptăm pe Domnul Iisus și parcă nu mai sunt minune de lume cu câțiva zeci de ani. Parcă cuvântul Domnului e așa ca și o rutină. La o zi, uneori ne place, alteori nu ne place, mergem la casa noastră și ne continuăm alergarea noastră, fiecare în direcția care și-o ales sau și-o alege. Dar ce facem? Credem noi, suntem conștienți că niciodată ceasul lui Dumnezeu nu se împiedică, niciodată nu se blochează. Ceasul lui Dumnezeu își continuă cursul și se oprește exact în momentele din istorie în care Dumnezeu a hotărât. Nu de greșe. Așteptările noastre care sunt de multe ori năruite, felul în care am vrea ca Dumnezeu să lucreze și nu e așa, momentul în care am vrea Dumnezeu să acționeze și nu o face, ne determină să ajungem în aceste stări umplite de îndoială. Și această stare de îndoială se numește necredință. Pentru că încet, încet, treptat, așa cum Domnul Iisus punea acea întrebare retorică, oare când va veni Fiul Omului, va mai găsi El oare credință pe pământ? De ce? Acea văduvă care Domnul Iisus a dus-o în fața auditorului, care stăruia și spune, chiar dacă acest judecător e nedrept, chiar dacă mă duc la el în fiecare zi, poate de câteva ori, chiar dacă pierd timpul, eu un singur lucru fac, atât mă duc și bat capul până când îmi face dreptate. Și spune, chiar dacă nu se temea de Dumnezeu, nu se rușina de oameni, făcea ce voia el, pentru că stăruia. Adică acea femeie avea o credință, nu era credința judecătorului, era credința acestei femei că într-o zi îi va face dreptate. Și Domnul se spunea, oare cum a venit Fiul Omului, va mai găsi el credință pe pământ? Păi când vedem cursul lucrurilor, evoluția lor, când vedem pe o parte și cei credincioși, cei care nu au pus vase de ani, erau niște stâlpi verticali care țineau credința sus și astăzi vedem că se îndoaie. Nu e așa că ne încearcă un sentiment de îndoială și spune, oare ce se întâmplă? Plus de aia, în viața mea, sunt experiențe care aș vrea să le văd. Nu era normal, omenesc, spunem noi, ca să aibă copii în tinerețe, să poată să se ocupe ca și niște părinți tineri. Și acum revin la ce am spus mai înainte. Acea privire de ocare a oamenilor era nefondată pe Scriptură, pentru că Dumnezeu are planuri pentru fiecare. Și dacă Dumnezeu hotărăște unei familii să dea copii, asta o dă Dumnezeu. Dacă o trece să nu dea, nu înseamnă că e blestemul lui Dumnezeu. Înseamnă că planul lui Dumnezeu e variat, e diferit, ceea ce e important. Să înțeleg eu planul lui Dumnezeu, unde vrea Dumnezeu să mă încadrez la acest plan. Și acest om, Zaharia, trece prin această perioadă și zice, nu, pentru mine e prea târziu. Și aș vrea să citesc acest lucru bine. Când îngerul se prezintă la el în timp ce făcea această slujbă și spune, nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Cred că s-a apropiat Zaharia mai bine să asculte, mă rog, de atâția zeci de ani, a fost ascultată, pentru că vedem replica lui. Nevastă ta Elisabeta îți va naște un fiu care îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutura amețitoare și se va umplea de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei sale.
El va întoarce pe mulți din fiul Israel la Domnul Dumnezeu lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnul un rod bine pregătit pentru ele. Suna frumos în momentul lui Ierimia, al lui Azaria. Așa frumos. Un copil care va fi motivul unei mari bucurii. Cel care va pregăti calea acelui pe care voi l-așteptați. Și aș vrea să citesc în Maleahul, pentru că acești credincioși, și vreau să subliniez, chiar dacă n-am mai văzut minuni, chiar dacă nu mai erau proroci care să se ridice în națiune și să strige cu putere, a fost o sămânță. A fost o rămășiță care a continuat să rămână credincioși lui Dumnezeu, chiar dacă s-au confruntat cu îndoială, așa ca și acest om. Îl vedem acolo în templu, la 80 de ani. Putea să abandoneze, avea toate motivele. Unul, era vârsta înaintată. Doi, i-a venit sorțul și poate toată viața despre acum. Și apoi, ocarea celor din jur. Și să nu mai vorbesc de neîmplinirea lui personală și familială. Să zicem, o dezamăgire. I-am cerut Dumnezeu și mi-a dat. Și în Maleahii vedem acest cuvânt care a rămas viu în inima acestor oameni care au rămas credincioși în aceste circunstanțe nefavorabile credinței. Și spune aici, în Maleahii, în capitolul 3, prin prorocul acesta Dumnezeu se îndreaptă spre popor și parcă muscă, îl ceartă, așa, în modul instructiv, corectiv și spune, cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea, zice Domnul, și mai întrebați, ce am spus noi împotriva ta? A zis, degeaba slujim lui Dumnezeu și ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am umblat înaintea Domnului oștirilor. Cred că acest sentiment încerca și pe Zaharia, pentru că vedea răul care ia încoare și bine. Cei care fac răul bine, ascultați, acum fericim pe cei trufași. Da, celor răi le merge bine. Da, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Și noi, deja. Și în acest context, a trebuit să vină mesajul lui Dumnezeu și să ridice această stare cu Zaharia. Pentru că Zaharia și-a dus aminte. În versetul 16, atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea un cu altul. Domnul a luat-o aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui. Pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui, ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor. Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei cu mare milă un om de fiul său care slujește. Și imediat, în finalul acestei cărți, aduce Dumnezeu acest mesaj de profeție în care îl prevestea câteva sute, vreo 400 de ani, că va veni un om. Se va naște un copil și asculta spunea. Iată vă voi trimite, versetul 5, capitolul 4. Vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșătoare. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Și acum, când aude Zaharia, că promisiunea lui Dumnezeu așteptată de câteva sute de ani, Dumnezeu a găsit cu care să o împlinească prin el, un om aproape mort, așa cum spuneam de Avram, care era înaintat în vârstă, și prin soția lui, îi zbucnește, refulează acea neîmplinire, acea dezamăgire de zeci de ani de zile din inima lui, acea îndoială și spune Zaharia. Zaharia a zis îngerul, din ce voi cunoaște lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân și nevastă mea este înaintată în vârstă. Ceea ce a fost foarte important, iarăși pentru Zaharia, nu doar să înțeleagă că niciodată nu prea târziu pentru Dumnezeu, ci să înțeleagă că nu-i suficient doar să crezi în Dumnezeu, ci este fundamental important să te încrezi în promisiunea lui Dumnezeu. Pentru că Zaharia nu era un om necredincios, mergea la templu. A fost prezent, când a fost chemat, când a venit Dumnezeu. Stătea înaintea lui Dumnezeu. Și chiar dacă rugăciunea lui de a avea un copil n-a fost ascultată, n-a zis, gata, Dumnezeu a murit, Dumnezeu nu mă mai are în evidența lui, n-are rost, de ce să merg pe un drum pe unde nu găsesc pe mine? Dar Zaharia a trebuit să înțeleagă că nu e suficient doar să crezi, ci e foarte important să te încrezi în Dumnezeu.
Credința e ușor de exprimat și de afirmat. Și așa de ușor, de multe ori afirmăm noi, creierul în Domnul Iisus. Dar când vine o problemă în viața noastră, când vine o neîmplinire, când ni se năruie visele, când anumite promisiuni le așteptăm și nu se mai împlinesc în viața noastră, nu mai suntem aceeași. Începem să punem la îndoială și foarte, foarte, foarte riscant ca să cădem în această stare de îndoială. Și ce mai grav, dacă nu avem grijă, să întoarcem spatele lui Dumnezeu. Zaharia a făcut acest lucru. Un om în carne și oasă. Spune de Elie cuvântul Domnului că a fost un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Dar a rămas credincioși și aduceți-vă aminte atunci când a fugit de Izabela. Om fiind, temându-se că îi va fi viața în pericol după ce a stat pe munte și a putut să confrunte 900 și ceva de proroci al lui Baal. Numai oameni tari în fața împăratului și Elie a stat în fața lor prin puterea lui Dumnezeu și a demonstrat că există un singur Dumnezeu și fuge. Și acolo, în acea peșteră, îndoit că el mai are vreo importanță. Îl întâlnește Dumnezeu în susul lui și întreabă ce faci tu aici? Cam la fel face și cu Zaharia. Și vine și vrea să le duce, spune Zaharie, planul meu cu tine nu s-a terminat. Nu există prea târziu pentru mine, dar ce păcat, ce trist că Zaharia n-a reușit să treacă acest test al încrederii în acele momente. A fost prea mare, să zic, durerea din sufletul lui, că a izbucnit și a zis, cum voi cunoaște? Și a zis, pentru că n-ai crezut cuvintele mele, Zaharie, ne rămâne mut până când vei vedea cu ochii tăi. Și a trebuit să treacă cel puțin 9 luni de zile în care Zaharia să nu rosească un cuvânt. De ce? Doar pentru simplu fapt că s-a îndoit, că el ar mai putea să fie parte din planul lui Dumnezeu. Dar Zaharia a văzut cu ochii lui. Și ceea ce e foarte frumos, la timpul potrivit, Dumnezeu a hotărât să ducă la îndeplinire acel plan pentru viața lui și ce a trebuit să învețe Zaharia, așa cum și eu a trebuit să recunoască și a zis, Doamne, urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine. A fost un credincios, dar nu un credincios care să trec prin toate etapele încercării credinței mele. Și a spus eu, dar acum mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și cenușa. Eu, când a privit lui Iov, a spus aceste cuvinte. Pentru că Dumnezeu vrea să ne învețe că niciodată nu-i prea târziu pentru noi și oricine poate să fie parte din banii Dumnezeu, dar trebuie să zicem prezent. Dacă nu zicem prezent, Dumnezeu are. Pentru că omenirea aceasta e chemată la mântuire, dar numai cei care spun da, chemă lui Dumnezeu, vor fi mântuiți. Apoi, trebuie să înțelegem că nu-i suficient doar să credem și să facem lucruri din rutină. Gândindu-mă acum, mergem acasă, mai citim câteodată din Biblie, dar când e vorba să credem noi, în mod personal, mi-aduc aminte de o istorie, o știți poate, dar vă o reamintesc, pe Niagara era un hal întins și la un moment dat un acrobat trecea pe acolo și în fața mulțimii adunate, cum trece acrobatul pe acel fir deasupra casca din Niagara. Și oamenii admirau, oamenii aclamau, wow, ce extraordinar, nimeni n-a făcut așa ceva. Și atunci a spus, credeți. Înainte ca să treacă, a zis, credeți că poți să treci? Și a zis, credem, da, teoretic. Și au văzut că au putut să treacă. După ce a trecut, a venit înapoi și a zis, acum credeți că pot să vă iau pe oricare dintre voi și să trec cu voi în spate, până acolo și înapoi? Și atunci toată lumea, s-a dat înapoi, nu eu. Cam așa și cu credința, tot e ok, când lucrurile merg bine, când suntem bine, dar va veni și testele. Vor veni vremurile când ceea ce noi am așteptat din planul Dumnezeu poate nu se va împlini. Dumnezeu are alt plan, are alt mod de a lucra, are timpul lui și nu mai se armonizează poate cu așteptările noastre. Ce facem? Ne încredem noi în Dumnezeu și în acele momente? Dacă ne încredem, avem adevărata credință, pentru că Apostolul Pavel, în Evrei, capitolul 11, cum a zis, credința, definiția ei este o încredere neclintită, adică nu poate să fie smulsă, nu poate să fie clătinată. În lucrurile nădăjduite, nu văzute, nădăjduite, sperate, o puternică încredințare despre lucrurile care se văd. Și Dumnezeu, prin viața aceasta, ne frământă. Și trecem prin momente de îndoială, prin momente de cumpână, dar ce facem în acel moment? Dacă apelăm la promisiunile lui Dumnezeu, dacă deschidem Biblia și Doamne, nu plec! Eu sunt a Tău și știu că Tu nu mă dezamăgești, nu înțeleg!
cum tu vei lucra, dar eu vreau să te cred pe cuvânt. Nu vreau să repet istoria celor care nu s-au încrezut în tine și tu ai îngăduit un alt episod în viața lor în care a trebuit să sufre, să înțeleagă că tu ești Dumnezeu și să înțeleagă că tu lucrezi când vrei tu. Și aceasta e important pentru viața noastră, să învățăm de la acești oameni și apoi să învățăm că Dumnezeu are timpul lui, metoda lui, felul în care lucrează, dar după voia lui. Nici de cum după voia noastră. S-ar putea să se armonizeze voia noastră după voia lui. De ce? Dacă suntem în el. Dacă vedem exact voia lui și atunci spunem și noi ca și Domnul Iisus, Doamne, vreau să fac voia ta. Asta îmi place. Asta îmi doresc. Asta urmăresc. Dacă suntem într-o situație în care poate ne-am rugat și n-avem răspuns. Poate ne tot gândim, oare se merită să mai continui, oare Dumnezeu mai are asupra mea ochii ațintiți? Oare mă mai iubește? Oare mai are un cuvânt de speranță pentru mine? Haideți să privim la acest om care a rămas credincios. Și la momentul potrivit, Dumnezeu a lucrat mai frumos, mai desăvârșit în viața lui. Îmi place să auzim despre Ioan Botezătorul. În așa acest om, care a fost cel mai mare, spune Domnul Iisus, născut din femeie, cel mai mare proroc născut din femeie, a avut cel moment de îndoială. Și acolo, diavolul, în acele momente de îndoială, caută să-ți drumi în credința și dacă ar putea să te convingă că ești pe drumul greșit, că Dumnezeu nu e un demn de încredere. Uite, nu ți-a împlinit visele. Uite, nu e așa cum tu ți-ai dorit. Și era amenințat Ioan, că se va sfârși zilele întâlnite. Și în acel moment a avut și el mari îndoieri. Așa de mari că nu s-a putut abține. Și a trimis la Domnul Iisus să audă din gura lui dacă cu adevărat e el cel care trebuia să vină sau trebuie să aștepte pe alții, pe altul. Și Domnul Iisus a dat acel răspuns care Ioan l-a luat ca și în pansament pentru sufletul lui și a rămas credincios până la moarte. Domnul Iisus ne-a zis că momentele de îndoială care vină, vrem, vină. Să legăm la cuvântul lui Dumnezeu și să vedem promisiunile Lui. Să ne acorăm puternic în promisiunile Lui. Să ne rugăm să spunem, Doamne, așa cum acel om care a dus copilul la ucenicii Domnului Iisus era bolnav și n-a putut să-L vindece. Și oarecum dezamăgit că ucenicii Domnului Iisus nu sunt în stare. Îl duce și la Iisus, dar știți cum îl duce? Nu zice, știu că Tu poți. Îl zice, Doamne, dacă poți, fă ceva pentru el. Și Domnul Iisus îi răspunde, Tu spui dacă pot? Totul este cu putință celui care crede. Și zice el, Doamne, cred! Cumva să nu scape acea șansă în care îi se fie rezolvată problema, dar continuă sincer, ce Doamne, ajută-ne credinței mele. Și atunci când vedem că ne confruntăm cu aceste momente, sentimente de îndoială, să ne punem pe genunchi să spunem, Doamne, nu mă lăsa să cad în credință, pentru că tot Apostolul Pavel spune în Evrei 11, versetul 6, că fără credință este cu neputință să fim plăcuți în Dumnezeu. N-avem cum și nu ne poate lua la El. Pentru că Domnul Iisus vine pentru cei care l-au așteptat și au crezut în El. De aceea să uităm, să ne rugăm, să cerem lui Dumnezeu credință și să ne acorăm tare în promisiunile Lui. Să ne revizuim starea noastră. Că de multe ori starea noastră poate să fie una rea, să avem impresia că suntem într-o stare bună. Să avem impresia că Dumnezeu e obligat să ne urmeze în umblarea noastră, în deciziile noastre. Nu! Să ne revizuim starea, pentru că acest om era credincios. Spune că era fără prihană și păzea fără pată toate poruncile Domnului. Și atunci, da, să spui probleme. Da, să treci în mod parcă justificat prin momente de îndoială. Da, să aștepți un răspuns și să spui ca și Ezechia, Doamne, am umblat fără prihană, ce se întâmplă? Însă acum am problema, ajută-mă, răspunde-mi. Și Dumnezeu a răspuns. Dar dacă starea noastră după voia lui Dumnezeu, așteptăm degeaba, ne rugăm degeaba, nu se va schimba nimic. E important ca să ne reactivăm promisiunile lui Dumnezeu. Și prin acestea să ne analizăm starea noastră, să vedem unde suntem, motivați de promisiunile lui Dumnezeu. Apoi să ne rugăm să spunem, Doamne, nu vreau să mă las. Vreau să merg până la sfârșit, pentru că Tu ai un plan pentru mine. Și ce frumos că Zare a putut împlinirea planului Dumnezeu. Și vom vedea în zilele următoare când se va predica cum Zaharia își deschide gura atunci după ce învață aceste lecții. Și va spune niște cuvinte extraordinare de la Dumnezeu Dumnezeu. Pentru că se schimbă ceva. În urma experienței noastre în care vedem puterea Dumnezeu direct în viața noastră. Și probabil și la Revelion, în fiecare mărturii în care oamenii vor veni și vă spune că Dumnezeu s-a implicat în viața lor. Dar până atunci, Domnul să ne ajute să ne păstrăm vie credința în El. Și să nu lăsăm în viață până să trăim peste inima noastră.
ci să ne apărăm în Dumnezeu. Amin. Amin. Ne-a vorbit Dumnezeu și în seara aceasta și nădăjduiesc și vreau să cred că luăm aminte la Cuvântul lui Dumnezeu. Deci știți că Dumnezeu, așa cum spunea fratele Gicu, este un Dumnezeu fidel. Oamenii nu sunt așa de fideli, dar Dumnezeu este un Dumnezeu fidel și dacă Dumnezeu promite, Dumnezeu are putere să împlinească ceea ce promite. Are această putere. Spunea fratele Iosif azi dimineață că l-au întrebat pe Domnul Iisus cu ce putere, cine ți-o da ție puterea aceasta? Puterea este a lui Dumnezeu, nu a oamenilor. El ce promite duce la bun sfârșit. Ne-a promis că ne va duce în slavă. Ne-a promis că va veni după noi. Prin orice vremuri vom trece. Și oricât să le vor strânge deasupra capului nostru nori negri și vremuri negre la orizont. Să știți că Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare. Și El nu-și calcă promisiunea. Binecuvântat să fie Domnul în veci. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Aș vrea să mulțumim pentru Cuvântul Domnului. Aș vrea să mulțumim pentru cântările care au fost aici. Și aș vrea să mulțumim pentru tot ceea ce ne-am bucurat în casa lui Dumnezeu în această seară. În a doua parte, aș vrea să ne încredințăm în brațul lui Dumnezeu, să ne păzească, să ne oprotească și pentru că se apropie vacanțele, sărbătorile de iarnă, poate unii dintre noi se vor deplasa, se vor duce în altă parte, alții vor veni, să nu uităm să ne rugăm unii pentru alții. Să ne încredințăm în brațul lui Dumnezeu, cei care pleacă, eu știu, poate în România, în alte părți, ca Dumnezeu să-i păzească și să-i oprotească. Cei care vin de departe, vin aici să-și viziteze, eu știu, semenilor, fraților, ca Dumnezeu să-i păzească, să-i oprotească și la venire, și la ședere, și la întoarcere. Amin. Să ne rugăm Domnului așa cum stăm în picioare.